am depus împreună cu Federația, noi ca Asociația Județeană de Fotbal, am depus un prim proiect pentru fonduri europene în valoare de 250.000 de euro. Suntem prima asociație din țară care am reușit acest lucru. Așteptăm răspunsul care sperăm noi ca într-o lună de zile să vină. E vorba de construcția unui teren sintetic. Ciprian Anton a vorbit și despre ultimele cazuri de violență înregistrate pe stadioanele din județul Suceava. Acesta ia în calcul chiar modificarea regulamentului disciplinar, astfel încât măsurile împotriva bătăușilor să fie mult mai severe. Cred eu că în proxima adunare generală voi încerca din nou să schimbăm acest regulament disciplinar. Am încercat cu acest nou regulament disciplinar să aducem în prim plan etape, mai multe de suspendare și bani mai puțin. Cred eu că trebuie, din punctul nostru de vedere, trebuie o amendă mult mai mare. La ultima ședință, Comisia de Disciplină din cadrul AJF Suceava a avut de analizat numai puțin de 14 incidente petrecute pe stadionele din județ la sfârșitul săptămânii trecute.